rezultat, pentru că consider că am pierdut 2 puncte, dar nici de raportul ofensiv pe care mi-l doresc. E adevărat, de o lună de zile sunt la echipă, dar cred că 90% din antrenamente le-am lucrat doar pe partea ofensivă, pe automatisme. Și aș vrea să înțeleagă jucătorii că fără creativitate și inspirație, ce mi-am spus înainte de meci, nu o să reușim să fim echipa care să jucăm acasă, ca nici vreau să jucăm acasă, să avem ocazii. Mie mi-a plăcut perioada fotbal romantic, e adevărat că trăim alte vremuri, dar vreau să jucăm, să ne creăm ocazii, să jucăm spectaculos. Asta îmi doresc, sper ca să înțeleagă jucătorii și să nu pun problema că e vreo lipsă de calitate. Nu vreau să cred asta. Prin natura antrenamentelor pe care le fac, vreau să jucăm ceea ce îmi propun. Asta vreau eu ca antrenor. Sigur, jocul, de la început am pus presiune exact cum le-am cerut jucătorilor, am cerut să punem presiune pe adversar în primele 15 minute, ne-am creat ocazie din fază fixă, adevărat, chiar în primele minute, post o bară. Însă avem momente în care jucăm prea defensiv, adică ne apărăm prea jos și vreau să corectăm chestiile astea. Dar, încă o dată, mă repet, îmi doresc să fim acea echipă în care se înțeleagă că factorul ofensiv, pentru filozofia mea, ale Flori Fabian, este foarte important. Construcția sau finalizarea au avut mai multe superioritate? Să zicem că la construcție ne-am mai descurcat, cu toate că ne-a lipsit și Valerii Macrischi, pe care eu l-apreciez foarte mult și nu l-am avut astăzi, pentru că el e un jucător care face foarte bine ambele faze, vine, creează forță de joc, pătrunde. În fine, la construcție am avut unele probleme după care le-am rezolvat după pauză, când am stat de vorbă cu echipa la pauză și l-am rezolvat din punct de vedere al construcției, dar acolo în ultimii 30 de metri, practic în ultima zonă, în zona 3, unde trebuie să decidem și individual și colectiv ce le-am cerut, pe combinații scurte și nu neapărat pe mingi lungi, pe venit cu centrări. E și asta o soluție, dar nu trebuie să abuzăm de așa ceva. Când simțiți că ați fost mai aproape de gol? În prima repriză la ocaziile lui Ernest sau în a doua la mingile spre Socovic? Nu, în repriza a doua am fost mai aproape de gol pentru că am pus presiune, am dominat practic jocul, majoritatea timpului, în fine, și puteam să decidem mai mult în repriza a doua joc. Pentru că trebuie inspirație, multă creativitate, imaginație și asta sper să se întâmple în etapele viitoare. La un moment dat l-am văzut reprofilat ușor și pe Darius Fețeran, a fost mult mai ofensiv decât în alte meci. Nu tocmai asta le cer. Le cer. Le cer să pe construcție, să urcăm cu mingea la picior, v-am spus. Nu se urca pe vremuri, când dați și central să creeze superioritate numerică, altfel jucăm de la unul la altul și nu putem să avem progresie. De ce? La jucători, bineînțeles, cu maxim atenție pe pierderea mingii și pe pierderea automată, dar mai sunt multe de pus la punct. Eu îmi doresc foarte mult, poate prea mult pe cât pot ei da la momentul actual, dar trebuie să le rezolvăm până la finalul acestui sezon. Deci mai avem două meciuri grele toate, vedem ce este. Ați pierdut 2 puncte azi? Am spus la început, dar eu sunt nemulțumit. Dacă cineva îmi spunea la început să mă mulțumesc un punct, eu nu eram mulțumit. Nici înainte de meci, nici acum. Să-i începem. Mulțumesc! Mulțumim și noi! Mulțumim!